carne de șoareci prin depozit și a ieșit afară să prindă carne fine de păsărui. Înțelegi? Eu mă apropii de Dumnezeu. Carlam de tot, să citea cu un copil, așa, și era de Doamne, înțelegi? El era, se duce la vânătoare, pisoizea, la care îmi răspunde. Dar păi, din poveste, ia te duci să aminte, Palau, acolo, Dumnezeu, și al meu. Păi, păi, eram viacurile medievale, nu știu, erau zmei. Când erau zmei, dar nu știu. Deci el răsă fac bunătatea, umanismul. Și momentele astea educaționale foarte de binefacere în poeziile și toate poveștile care am avut noroc să le citesc. Îmi plac și îmi plac și până de azi, noi suntem într-adevăr prieteni, mai mult ca atât, noi împreună cu dumneavoastră și cu o câțiva de oameni entuziaști, am creat un grup literar. Un club literar în care am vrut să-i mai avem pe cineva care vrea nu numai să citească sau să scrie despre păsărușilor este, dar cam să-l mai dă, să-l mai dă un sfat la vârsta noastră tinerească. Și ne-a reușit, vă spun sincer, anume cu sprijinul dumneavoastră și cu ajutorul cântecului pe care doamna Radule e cântată despre imnul cărții. Cartea Domnului. Cartea Domnului a gândit. Și a devenit imnul clubului noastră.